În ultima lună, prețul benzinei a crescut la pompele din România cu 5,1%, iar motorina cu aproape 3,8%. Astfel, la 4 aprilie, prețul mediu al benzinei era de 4,78 lei pe litru, iar la motorină prețul a ajuns la 4,63 lei. În urmă cu o lună, pe 7 martie, prețurile erau de 4,55, respectiv 4,47 lei. În raport cu celelalte state ale blocului comunitar, prețurile sunt încă sub media europeană ponderată, dar continuă să fie mai mari decât ale țărilor din zona noastră. În euro, prețurile medii din România sunt de 1,072 euro pentru benzină și 1,037 euro pentru motorină, sub media de 1,27 euro la benzină și 1,084 la motorină.